Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Un giurgiuvean a amenințat că se sinucide. Ceremonie de depuneri de coroane în parcul Alei. Candidatul PNL la funcția de primar, Florian Nicolae, în mijlocul giurgiuvenilor. Campanie de informare pentru alegerile locale. Dunărea Giurgiu a pierdut supremația în seria 1. Bărbatul care în luna ianuarie amenința că se aruncă în gol de pe un bloc din cartierul Istru a revenit. De data aceasta, nemulțumitul, supărat pe viață, a ales ca locație scheletul casei tineretului. Nu s-a aruncat, dar a pus din nou pe jar forțele de ordine și a strâns spectatori ca la urs. Pe 26 ianuarie, un bărbat de 40 de ani din localitatea Uzunu a stat pe un bloc din cartierul Istru mai bine de 6 ore, de unde amenința că se aruncă în gol. Omul care se consideră victima unui abuz este nemulțumit de faptul că dosarul penal care i s-a întocmit după ce a fost prins că circula cu un autoturism cu plăcuțe de înmatriculare false nu s-a soluționat. Deși a fost convins de poliții să coboare, bărbatul a recidivat, iar azi a decis să amenințe din nou cu sinuciderea, de data aceasta de pe scheletul casei tineretului din Giurgiu. Reșeful, cât timp am fost eu ținut în alarmă cu guvernul? Cât timp am fost eu ținut în alarmă? La greu, un an jumătate. Hai să mergem să rezolvăm. Acum stau și eu la aer aici, la greu. Nu vrei să mergi, a? Păi nu mai, că trebuie să și nebune. Păi nu vreau, păi de ce să nebunești, mă? Trebuie să și nebune. Orice om are o limită, mai nebunește câteodată. Gata. Spune și nouă de ce e acolo sus. Pentru permis, că a fost suspendat permisul luat. Și e prima dată când faci asta? Am mai făcut unul, s-a mai urcat în o dată. Da. Are patru copii, n-are permis, nu poate să muncească, nu unde să... Ce să facă? Are copii, are trebuie să fără permis. Bărbatul din Uzunu, care se pare că agrează circul și punerea pe jar a forțelor de ordine, nu a rezistat prea mult cocoțat pe clădire. După doar o oră de negocieri, polițiștii au reușit să-l convingă să coboare și împreună să găsească soluții la problemele cu care se confruntă. 9 mai este o zi cu o triplă semnificație, respectiv Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coaliției Unite și Ziua Europei. Aceste evenimente au fost sărbătorite și la Giurgiu printr-o ceremonie de depunere de coroane de flori la Monumentul Eroilor din Parcul Alei. Ziua de 9 mai, în care sunt celebrate Ziua Europei, Ziua Independenței României și sfârșitul celui de-al doilea război mondial, nu a trecut neobservată nici în acest an în municipiul Giurgiu. Activitățile dedicate acestei zile au avut loc în Parcul Alei, la Monumentul Eroilor, și au debutat cu intonarea imnului național. Apoi au fost rostite alocuțiuni privind semnificația momentului. Țara s-a proclamat independentă, independență cucerită prin jertfa a 10.000 de militari morți și răniți pe câmpurile de luptă din Bulgaria. În 1945 au luat sfârșit luptele din Europa prin victoria umanității împotriva bestialității naziste, victorie pentru care s-au sacrificat morți și răniți circa 170.000 de militari români. În cadrul manifestărilor au fost depuse coroane din partea instituțiilor publice, partidelor politice și a asociațiilor în memoria eroilor căzuți în lupta pentru obținerea independenței de stat.
data de 9 mai a marcat evoluția României de 3 ori, respectiv proclamarea independenței de stat a României la 9 mai 1877, victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial la 9 mai 1945 și Ziua Europei. De mai bine de 4 ani, certurile nu se sfârșesc într-o familie din satul Remuș, comuna Frătești. Soacra și nora nu ratează nicio ocazie să se certe pe diferite lucruri aflate pe proprietate. Soacra, în vârstă de 80 de ani, își acuză nora că o bate și că nu există săptămână în care aceasta să nu îi facă ceva. De cealaltă parte, nora se apără și spune că nimic nu este adevărat. Maria Nidelcu, o bătrână din Remuș, ne-a povestit de dimineață că totul a început încă de când trăia fiul său. Aceasta a încheiat un contract cu nora și băiatul său pentru a avea grijă de ea la bătrânețe, în schimbul casei și pământului pe care le deține. A fost liniște însă doar câteva luni, apoi bătrâna povestește că cei doi au început să o agreseze fizic. De 4 luni, fiul său a decedat și ea a rămas în grija norei. Certurile și neînțelegerile au continuat și după aceea, însă până într-o zi când Maria Nidelcu a acționat-o pe nora sa în judecată și a reușit să rezilieze contractul pe care îl avea cu ea. Deși spera că totul se va termina, bătrâna spune că nora sa a început să-i facă viața un calvar. Mă mare nora mea să mă lase liniștită. Mi-a spart geamurile, mi-a spart dealile, mi-a vărsat vopseaua să o arunce pe mine. 2 săptămâni până în Paște, nu știu dacă să mai cunoșteam, săpat acolo la vieia aia, m-am pomenit cu o pietroie aici. Am stat jos, am metit, am plecat să mă duc la asta, n-am înnemerit, am înnemerit în altă parte. Băiatul ăla zice, de ce ai sânge pe aici? Nu știam. Dar m-am venit înapoi la asta, tot plină de sânge, de noră. Nu fi s-o, nu noră sa. Mi-a luat toate blănișoarele de la gard, mi-a rupt pomul, mi-a dat vaselină, motorină ce a pus pe trandafirul ăla, nu știu, uite, și acolo spart, dat geamul ăla la volta aia sus, la bușaia. Și nu mă lasă liniștită, mâncați-a sufletul, nu știu... De câți ani sunteți în situația? De 4 ani. Și mă rog să pui mâna aia la puț, primăria, miliția, să ia pietroaile și să-mi fac gardul. Și nu reușesc, că nu vine nimeni și nici nu le ia. Și dacă le-ar lua, dacă n-ar veni cineva, eu nu pot să le fac, că nu mai intră nimeni la mine în curte. Bătrâna deține documente care o obligă pe nora sa să-și mute pietrele din curte. Spusele bătrânei sunt întărite și de una dintre vecinele sale, care o ajută de fiecare dată când poate. Este adevărat ceea ce spune? Adevărat este, da. Și acum și dacă plecați dumneavoastră să vezi și eu ea de plitui. Îi zice și vezi și uscați. Așa face, păi ce este urât cu el. Da. Și cu fasulea în formă amândouă. Și fasulea, da, când noi am pigulit iarba, i-a scos pe acolo și a pus jos și i-a pus... Cartofii i-a pus jos. Cartofii, da. Eram de fasă amândouă. Dumneavoastră ați fost tot timpul cu ea? Aproape că era frică să mai vie să-și facă și mâncare. Tu te faci că viu la tine și să-ți faci bumărie, să-ți faci și aia. Că era nemâncat să-ți faci așa, du-te încolo, du-te încolo. Cât de frică nu pot să-și stau. Era frică ca să vie să-și facă mâncare. Hai, merg eu, stau pe lângă tine, zic, nu pot să-ți fac treabă. Da, zic să stau lângă tine, că nu-i venea să pleci. Femeia nu vrea acum decât să fie lăsată în pace și să-și poată ducă singură bătrânețile. Echipa TV Giurgiu a stat de vorbă și cu nora sa. Aceasta a refuzat să fie filmată, însă nu a ezitat să ne vorbească despre situația prezentată. Femeia se apără și spune că nimic din cele spuse de bătrână nu este adevărat. Ba mai mult decât atât, femeia susține că soacra sa îi face viața un calvar, pentru că la aproape toate certurile dintre ele au luat parte și autoritățile locale și poliția. TV Giurgiu a efectuat demersurile necesare pentru obținerea punctelor de vedere în acest caz. Vom reveni cu amănunte despre acest subiect în jurnalele următoare. Mai mulți reprezentanți ai societății civile s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute cu deputatul Florian Nicolae pentru a discuta despre o serie de aspecte privind situația sistemului educațional, dar și alte domenii. În cea mai mare parte, la întrunire au fost prezenți profesori din Giurgiu, dar și specialiști din alte domenii. Deputatul Florian Nicolae i-a primit vineri seară la cabinetul parlamentar pe mai mulți reprezentanți ai societății civile din Giurgiu, în mare majoritate cadre didactice. Cu acest prilej s-a discutat în special despre sistemul educațional, dar și despre probleme legate de proiecte transfrontaliere sau de proiecte pentru dezvoltarea turismului. Sunt deosebit de onorat că dumneavoastră ați reușit în aceste clipe să vă rupeți din timpul dumneavoastră să discutați probleme de educație
și de organizare a educației în municipiul Giurgiu, pentru că nu neapărat trebuie să ne gândim la politică, cât trebuie să ne gândim la copiii noștri, gândim la colegii noștri dascălii care trebuie să fie motivați pentru a face treabă în sistemul de învățământ. Vrem să ieșim din zona întunecată a clasamentului și educațional și de sănătate și al mediului de afacere, a nivelului de trai și să ne ducem într-o zonă competitivă, să ne ducem într-o zonă dorită de cât mai mulți giurgiuveni. Eu vă urez succes la tot ceea ce întreprindeți dumneavoastră. Vă asigur că voi sta în demnitatea mea de parlamentar al României, lângă interesele orașului și lângă proiectele dumneavoastră. Voi ține cont de aceste proiecte și vreau să, ca dumneavoastră să fiți reprezentați corespunzător în Parlamentul României, în Camera Deputaților. Am luat la cunoștință de tot ceea ce domniile voastre doriți să implementați la Giurgiu și în educația românească. Sunt de acord și voi susține și voi sprijini toate inițiativele domniilor voastre. Sunt reprezentant ai societății civile și salut aici prezent a societății civile și sunt convins că autoritatea locală, nu, autoritatea publică locală va reuși în demersurile sale numai și numai dacă va conlucra cu societatea civilă. Eu sunt convins că numai așa se vor putea rezolva lucrurile la nivelul învățământului giurgiuvean, numai conlucrând cu societatea civilă, fiindcă revigorarea învățământului giurgiuvean cred că este o chestiune de durată. Este o chestiune de durată pe care o vom putea rezolva numai dacă ne vom implica cu toții, dacă vom îndrăzni, dacă vom veni cu inițiative, cu proiecte, să dezvoltăm cultura, să dezvoltăm turismul, să schimbăm, eu știu, fața orașului, să venim cu inițiative chiar în domeniul economic, fiindcă eu consider că principala cauză care a dus la locul pe care îl ocupăm la examenele naționale este sărăcia. Eu aici sunt într-adevăr reprezentant al societății civile. Am răspuns de fiecare dată când am fost întrebată de reprezentanți ai oricărei instituții și ai oricărui partid politic. Nu am ținut cont de coloratura politică și nici de simpatii și antipatii personale. Asta e foarte important, pentru că după această campanie electorală vom fi tot aceiași cetățeni care ne cunoaștem unii cu alții, care vom colabora unii cu alții și colaborând sperăm că vom face ca lucrurile să meargă mai bine. Deputatul Florian Nicolae le-a relatat participanților la reuniune și despre un proiect extrem de important pentru economia giurgiuveană. Încercăm să atragem la Giurgiu un combinat, o oțelărie, un combinat siderurgic cu alimentare cu energie electrică, consum de energie electrică, o topitorie în vid, cu tehnologie de jet de plasmă, turnatere prin jet de plasmă, prin care să se produsul finit să fie șine de cale ferată pentru trenuri de mare viteză. Se dorește, asta este o tehnologie nu din Uniunea Europeană, este o tehnologie sud-coreană, un concern sud-corean dorește treaba asta, cu investiții americane. Nu eu sunt implicat, eu doar am avut, să zic așa, onoarea să întâlnesc pe holurile Parlamentului acești investitori și am intrat la foarte multe comisii, Comisia Economică, la foarte multe ministere, dar dacă s-a schimbat guvernarea în toamnă, automat a trebuit să reia o serie de proceduri, pentru că este vorba de o investiție de peste 280 de milioane de euro. Printre comisia asta care caută implementarea unei astfel de fabrici, am găsit un giurgiuvean. Și am fost deosebit de onorat că m-a ascultat și a adus pe toți specialiștii de lângă domnia sa, inclusiv din Corea de Sud, i-a adus la Giurgiu, am identificat terenul. Este vorba de fosta platformă chimică 1 sau CT-ul din Balt. Acolo, în zona respectivă, se va petrece acest minunat proiect.
De ce acolo? Pentru că se doresc să aibă și acces la port de mărfuri la fluviu Dunăre. Pentru că unele din produsele, eu știu, de bază, de consum, le aduc din, materia primă o aduc din alte părți și produsele finite nu numai pentru România. Este o fabrică care dorește să dezvolte aceste transporturi rutiere, feroviare la nivel european și nu numai. Utilizarea oportunităților geografice și culturale pentru dezvoltarea comunității giurgiuvene a fost de asemenea subiect de discuție în cadrul reuniunii de vineri seară. În această strategie am făcut și două trasee turistice pentru județul Giurgiu, care s-ar dovedi posibile de realizat din trasee de doar de o zi, care urmează configurația anumitor monumente aflate pe teritoriul județului. Am făcut personal aceste trasee, deci știu care ar fi regimul lor de vizitare, ce ar trebui să știe un ghid turistic care ar însoți turiștii. Și firește, un lucru de care m-a interesat și iarăși în care am fost implicat din partea societății civile, ca să zic așa, a fost soarta rezervației naturale Comana. Sunt președintele Asociației Muzeelor și Colecțiilor Școlare din România. Majoritatea membrilor sunt, firește, profesori de istorie, geografie, socio-umane, muzeograf. Membru fondator este și domnul muzeograf Emil Păunescu. Obiectivele sunt multe. Scopul principal însă al acestei asociații este acela de a încuraja permanent cercetarea istoriei locale prin organizarea acolo unde este cazul și menținerea unor muzee școlare, integrarea lor în circuitul național și internațional. Vă pot da vestea bună, fiindcă din păcate publicul în general și intelectual în special nu prea sunt la curent cu producția editorială a Episcopiei Giurgiului, comparativ cu instituțiile laice de la noi de județ, la ora asta ei stau cel mai bine. Au o preocupare constantă și au apărut tot soiul de albume ale unor biserici monument, ale unor locuri cu tradiții și exemplul ăsta ar trebui să-i stimuleze și pe cei de la autoritățile civile, care, din diferite motive, stau foarte prost. Deci ăsta este județul care stă cel mai prost. Asta vă dau un scris. Nu în ultimul rând, problemele care apar în relația dintre școală și elevi pe de o parte sau dintre școală și părinți pe de altă parte au reprezentat subiect de discuție. Participanții la întrunire au mai evidențiat că este necesar ca societatea civilă să fie mult mai activă în discuțiile cu autoritățile locale. Știați ce alimente consumă copiii dumneavoastră la grădinițe? Cât de sănătos, dar și ce cantitate au porțiile pe care le primesc cei mici la grădiniță, s-au aflat printre prioritățile comisarilor de la Protecția Consumatorilor. Aceștia au efectuat acțiuni de control la 7 unități de învățământ preșcolar din municipiul Giurgiu. La 5 dintre ele au fost identificate abateri de la legislația privind protecția consumatorului. Scaune rupte, orcuie ieșită în afară, cântare neomologate și cantități mari de zahăr folosite pentru îndulcirea ceaiului. Asta au depistat comisarii de la Protecția Consumatorului în cadrul unor controle efectuate la grădinițele din municipiu. Puțin părinți știu că asocierea alimentelor ceai cu pâine și gem este interzisă pentru că alimentele fac parte din aceeași grupă, iar cantitatea optimă de glucide este depășită cu mult. Un astfel de meniu au primit 2 zile la rând copiii de la o grădiniță din oraș. O altă neregulă gravă este legată de cantitatea de zahăr folosită pentru îndulcirea ceaiului. La o unitate școlară din fișa zilnică are și faptul că pentru ceaiul pregătit pentru 25 de copii au fost folosite 800 de grame de zahăr. De parcă nu ar fi fost de ajuns, meniul din ziua respectivă conținea la gustare fructe și prăjitură la desert. În cadrul controlului tematic care a vizat respectarea drepturilor consumatorilor la prestarea serviciilor în grădinițele de stat și particulare, instituția noastră a efectuat 7 acțiuni de control, din care la 5 operatori economici au fost constatate abateri. Printre abaterile constatate,
Am depistat mobilier deteriorat, scăunele rupte care pot afecta securitatea consumatorilor, necompletarea fișelor zilnice de alimente și cu caloriile aferente pentru fiecare fel de mâncare, iar la o unitate, la o grădiniță, am constatat că se depășea cu foarte mult cantitatea de glucide pentru copil. De exemplu, pentru 25 de copii, la ceai se foloseau 800 de grame de zahăr, având în vedere faptul că și meniul care era acordat în acea zi conținea foarte multe glucide, respectiv era un meniu alcătuit din fructe și legume. În cadrul controlului tematic desfășurat au fost întocmite 5 procese verbale de constatare a contravenției, fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale, dintre care 2 amenzi contravenționale în valoare de 10.000 de lei și 3 avertismente. De asemenea, s-a dispus o măsură de oprire temporară a prestării serviciului până la remedierea deficiențelor constatate. Născut pe 9 mai 1965 în Canada, Steve Yzerman este jucătorul profesionist de hockey pe gheață, considerat unul dintre cei mai mari ai tuturor timpurilor. Retras din activitatea competițională din 2006, Yzerman a rămas aproape de sportul practicat și chiar din anul retragerii a devenit vicepreședinte al unui cunoscut și de succes club american din Detroit. Jucător profesionist de hockey între anii 1983 și 2006, Steve Yzerman este considerat unul dintre cei mai mari practicanți din toate timpurile ale sportului cu puck și cross. De la 21 de ani, sportivul născut în Canada pe 9 mai 1965 este capitanul celor de la Red Wings Detroit, echipă din rândul cunoscutei structuri NHL, alături de care Steve își desfășoară activitatea. La 26 noiembrie 1999, Yzerman a devenit al 11-lea jucător din istoria clasamentului NHL, având înscrise 600 de goluri. După retragerea din activitatea competițională la 3 iulie 2006, Steve Yzerman nu rămâne departe de sportul agreat și devine directorul general al Ligii Naționale de Hockey NHL. Continuăm jurnalul cu un buletin informativ dedicat alegerilor locale din 5 iunie. Nicolae Florian, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Giurgiu, a fost alături de giurgiuveni încă din prima zi de campanie electorală. Acesta a mers în cartierul Tineretului, unde a vrut să afle problemele cu care se confruntă cei ce locuiesc aici. De cealaltă parte, oamenii s-au arătat bucuroși de vizita lui Florian Nicolae și și-au făcut cunoscute problemele și au spus că îl vor susține pe 5 iunie. Încă din prima zi, Nicolae Florian a vrut să fie aproape de electorat, așa că împreună cu o parte din echipa de campanie a PNL-ului și cu candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Nicolae Florian, au mers în cartierul Tineretului. Aici, candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Giurgiu a stat de vorbă cu oamenii și a vrut să afle cu ce probleme se confruntă aceștia. Avem o echipă bună. Da. Avem un program politic pentru oraș care eu cred că o să vă să mulțumească și pe dumneavoastră și pe cât mai mulți giurgiuveni. Așa. Avem în echipă consilieri care sunt profesioniști, au experiență, au demonstrat că pot și o echipă frumoasă. O să... Să-l dea Dumnezeu să faceți așa cum spuneți. Sigur, așa trebuie să facem, da? Da. Și o să, zilele astea o să revenim în cartier și o să mai discutăm pe teme de program electoral. Da. Sunt foarte multe lucruri care vreți să le facem inclusiv la dumneavoastră aici în cartier. Unde? La noi pe Oinac? Acolo ați fost în blocurile turn? Venim și în blocurile turn, venim peste tot, da? Da? Venim, o să fim și la dumneavoastră și peste tot. Bine, da? Vă mulțumesc. Vorbim frumos. Acolo de lifturi, da? Trebuie să facem reparații capitale la lifturi. La lifturi, da. Sunt foarte multe proiecte europene pentru anvelopare și nu numai.
da? Da. Proiectele astea nu înseamnă numai învelopare, înseamnă și alte probleme. Cu repararea subsolurilor, așa cu repararea acoperișurilor, da? Teraselor. Asta, da? Da? Vorbim și de lifturi, vorbim de mai multe, da? Și inclusiv de rețele de apă, de ce mai aveți dumneavoastră, canalizare. Rețelele de apă s-au rezolvat. Dacă s-au rezolvat, vorbim. Și cu liftul este o problemă. Sigur, da? Da, da. Să trăiți, la revedere. Să trăiți, tată. Vă întreb, nu vă întreb, dar subsolurile au fost reparate? Au fost, da. Și cine a venit? Nu știm cine. Niște băieți, nu știu. Cred că de la dumneavoastră. Păi asta înseamnă că am venit, nu? Da. Nu? Da, au făcut, au făcut curat, au făcut ale. Și a fost bine? A fost. A fost un exemplu pozitiv, nu? A fost, da. Pentru asta, de asta am revenit și o să mai revin. Să vă salut. Rămâna. Să vă salut și să vă rog doar atât. Să fiți atenți la ce se întâmplă în această lună a campaniei. Da, da, știm. Păi oricum suntem trecuți la dumneavoastră. Eu am petița la dumneavoastră, duminica o aduc. Veniți la programul. Da, da, da. Ăla da. Nu e bun programul? Da, ăla? Foarte bun. Păi ăsta cu subsolurile, bun. Ăsta cu copilașii, bun. Pentru dumneavoastră facem curățenie să ne mai să intrigem mai mult primăria aici, în fața blocului, n-ar fi mai bine? Este corect că e bine. Da, să... Ne-a mai promis Barbu așa și n-a mai făcut nimic. Nu, Barbu, nu sunt în echipa lui Barbu. Așa e, da, a promis multe și n-a făcut nimic. Nu trebuie prea mult aici, trebuie și nouă parcare. Așa mă, doam, așa mă, doam. Pe mașini care convine înainte și așa. Și poate ne face și nouă parcul ăsta frumos pentru copii. Ne să plimbe și copiii noștri, să mergem la umbră acolo, că a fost frumos, dar... De ce dacă nu e de, dacă nu e păzit, e devastat, e clar. Deci cu ochii noștri s-a devastat. Corect. Eu vă asigur că parcul ăsta de aici e programul nostru. Îi mulțumim. Eu vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să faceți ca aici. Rămână. Rămână. Știți de ce am venit? Da, cum să nu vă cunosc. Eu am venit doar să vă salut acum. Așa zice, un om care vine să roage pe cineva să-i dea votul, prima dată să-i arate că e vrednic și după aia să vină să ceară. Da? Eu doar am venit să vă salut. Da, și ne pare foarte bine. Da. Noi vă mulțumim că ne-ați ajutat să facem scara aici. Dumneavoastră știți câte proiecte frumoase avem noi în echipa asta noastră? Nu știu, nu? Nu știu. Ei, hai să vă spun unul din ele pentru tineretul. Continuăm să reparăm subsolurile la blocuri. Continuăm programul ăsta cu anveloparea blocurilor, dar nu dăm jos tot ce ați băgat plută. Găsim alte soluții, pentru că nu trebuie să muncim de două ori. Păi da? Noi, oricum nu. Păi, vedeți, și trebuie să ne gândim și la etajul 4, cum putem să-l ajutăm pe etajul 4 să hidroizolăm. Trebuie să găsim și alte soluții, să băgăm și noi, măcar apă caldă vara. Alături de Nicolae Florian au fost și oameni care au ținut să-și arate susținerea față de candidatul PNL la primăria Giurgiu. Am încredere în domnul deputat. Am încredere pentru că am văzut proiectele, îl cunosc ca om și cred că proiectele sunt benefice pentru această zonă care în ultima perioadă a fost defavorizată. Vreau să transmit un mesaj cetățenilor din tineretului și nu numai. Sunt alături de domnul Florian, pentru că este un om credincios, un om care a ajutat călugării de la Muntele Athos, un om care ajută cetățenii orașului și un om care este alături de oameni. Am mare încredere în domnul Florian Nicolae și vreau ca toți cetățenii localității Giurgiu să-l voteze, pentru că domnul Nicolae Florian a făcut ceva pentru Giurgiu, chiar dacă dânsul nu a fost primar. Votați Nicolae Florian! Chiar dacă în prima zi de campanie Nicolae Florian a ales cartierul Tineretului, acesta le-a promis giurgiuvenilor de aici că va reveni printre ei și în zilele următoare, fie în funcția de candidat, ori de primar. Ministerul de Interne a lansat campania pentru alegerile locale din 5 iunie. Prin intermediul pliantelor, afișelor și spoturilor, alegătorii sunt sfătuiți despre documentele de identitate, confidențialitatea votului și mita electorală. În contextul organizării alegerilor locale din acest an, MAI desfășoară o campanie de informare a cetățenilor cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot.
Prin intermediul acestei campanii, alegătorii primesc recomandări utile în raport cu procesul electoral. Să dețină documente de identitate valabile, să nu accepte mita electorală și să respecte confidențialitatea votului. În cadrul campaniei au fost realizate mai multe tipuri de materiale și au fost alese modalități de promovare multiple pentru a atinge categorii de public țintă cât mai diverse. Astfel au fost tipărite 22.000 de afișe format A2 care au fost distribuite în întreaga țară pentru a fi amplasate în locuri aglomerate, în sediile unor instituții publice cu aflux mare de cetățeni, precum și la intrarea în secțiile de votare. De asemenea, au fost realizate 3 spoturi video și 3 audio, care în baza deciziei CNA privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile din iunie, vor putea fi inserate de către radiodifuzori la finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, pe pagina oficială de internet a MAI a fost creată o secțiune dedicată alegerilor care conține principalele prevederi legale referitoare la alegeri, contravențiile ce pot fi constatate de angajații MAI și infracțiunile prevăzute la codul penal, precum și link-uri către deciziile Biroului Electoral Central și ale Autorității Electorale Permanente. Vizitatorii site-ului MAI pot descărca de asemenea afișul și spoturile realizate în cadrul campaniei de informare, având în vedere rolul esențial pe care mediul online îl are în informarea alegătorilor. Campania MAI include o componentă de informare specială și pe contul de Facebook. În cea de-a doua zi a campaniei electorale pentru alegerile locale, candidatul la funcția de primar al municipiului Giurgiu, deputatul Nicolae Florian, s-a aflat sâmbătă în mijlocul giurgiuvenilor ieșiți la cumpărături în piața centrală. Alături de acesta s-au aflat și candidații Partidului Național Liberal la posturile de consilieri locali. O vizită în piața centrală este ceea ce și-a propus, printre alte activități, sâmbăta trecută, deputatul giurgiuvean Nicolae Florian, în calitatea sa de candidat liberal la fotoliu de primar al Giurgiului. În vizita sa, în cea mai mare piață a Giurgiului, Nicolae Florian a fost însoțit de o parte a candidaților Partidului Național Liberal din Giurgiu la posturile de consilier municipal. Mă uit că sunteți așa de frumoși cu toate aranjamentele florale foarte frumoase. Succes! Vă mulțumim și noastră! Sănătate, Hristos a viață! Să rămână, Hristos a viață! Să vă ajute Dumnezeu! Să rămână, să ne ajute la toți! Ce faceți, sănătoasă, voi nicoasă? Cum vă trumneți? Bine! Un trai mai bun pentru giurgiuveni. Aceasta este ideea care s-a desprins din dialogul candidatului liberal cu cei întâlniți în piața centrală. Aplicarea cu luciditate și transparență a celor mai bune proiecte de dezvoltare a urbei poate duce la realizarea acestui deziderat. S-a mai concluzionat prin discuții. Trebuie să ne zbatem pentru pe proiect. Care proiect e mai bun, pe ăla să-l aplicăm. Dar să avem curajul și tăria, dacă al devine cu un proiect bun, să-l aplicăm pe ăla. Dacă PNL-ul vine cu proiect bun, să-l aplicăm pe ăla. Nicolae Florian este agreat de giurgiuveni și dorit a fi viitorul primar al municipiului. În acest sens, candidatul liberal a primit sincere urări de succes în alegerile locale din 2016. Bine, cu anem! Succes! Urmează rubricile Sport și Meteo.
Proaspăt campion Astra Giurgiu va susține astăzi de la ora 20:30 de minute ultima partidă din play-off în deplasare la Pandurii Târgu Jiu. O partidă care contează numai pentru gorjeni, aflați încă în bătălia pentru locul 3, cot la cot cu Dinamo. Este extrem de important acest meci, suntem la mâna noastră, vrem ca ultima prezență să fie de înaltă calitate, să terminăm frumos acest campionat. Nu mă entuziasmez prea tare cu veștile că cei de la Astra vor lăsa acasă mai mulți jucători. Sunt poezii pentru mine, toți cei care vor juca sunt valoroși, vor veni cu entuziasm să arate că merită să rămână în lot, cu energie, nu mă aștept la un joc ușor, a declarat antrenorul Pandurilor Edi Iordănescu. Iată continuare loturile probabile ale celor două echipe. Campionatul de fotbal pentru amatori organizat în sezonul 2 de Liga Prietenei Giurgiu va continua în această seară cu ultimele partide din etapa a doua, după ce în primele întâlniri din aceeași etapă s-au înregistrat rezultatele. PTF Giurgiu, ARG 4-5, Forest Bicu, Amicii 8-4 și Necunoscuții versus Cel Giurgiu 16-2. În această seară se vor întâlni Viitorul Vedea cu ACS Victoria, Energia Remuș contra Emo Galaxy și Juniorii contra Salvatorilor. Iar de joi, campionatul continuă cu etapa a treia. Organizatorii au promis că vor întocmi un top al celor mai frumoase faze din campionat, până acum ieșind în evidență trecerea lui Marcu și golul lui Lascarache. Liga Prietenie este un campionat fotbalistic pentru amatori organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu și susținută de fondatorul asociației Florian Nicolae. Etapă cu ploaie și cer cu nor, dar și cu surprize sâmbătă în seria Sud a Ligii a 4-a fotbalistice. O etapă cu primele trei clasate jucând în deplasare. Dacă Arsenal Malo a făcut scor 11-0 la Vedea, iar Unirea Izvoarele a învins cu 6-0 în deplasare la Vărăști. Surpriza mare a venit în partida dintre cele două Dunări ale seriei Sud. Oinacul a făcut egal acasă cu Dunărea Giurgiu, scor alb 0-0 și supremația în clasament s-a schimbat cu trei etape înaintea finalului de campionat. Cu trei etape înaintea finalului de campionat, în seria Sud, Arsenal Malu a preluat conducerea în clasament cu 69 de puncte, urmată de CS Dunărea Giurgiu cu același număr de puncte, dar golaveraj mai slab, și de Unirea Izvoarele cu 58 de puncte. În țară, vremea va fi în general instabilă în regiunile intracarpatice, precum și în zonele de deal și de munte, unde local, îndeoseb după amiaza și seara, vor fi norări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și probabil grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade în Banat. În Giurgiu, cerul va fi mai mult senin în prima parte a zilei de marți, va avea unele în orări spre seară, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade. În județul Giurgiu se vor înregistra 18 grade la Bolintin Vale, Mihăileș, Ghimpați, Izvoarele, Hotarele și Comana și 19 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 8 km pe oră din direcția nord-est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 75%. Apele Dunării sunt în creștere cu 25-35 de centimetri, cota probabilă fiind 362 centimetri. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu au ajuns la final.
În ediția specială din această seară puteți urmări o poveste relatată de unul dintre cei mai buni specialiști pe care i-a avut industria giurgiuveană, fostul șef al secției energetice de la cea mai mare întreprindere din Giurgiu, Textila Dunăreana. Acesta aduce în prim plan amintirile pe care le are în calitate de fost șef al actualului deputat Florian Nicolae, pe vremea când deputatul giurgiuvean era inginer în întreprinderea respectivă. După aceea puteți urmări emisiunile Sport Arena și Audiența. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!